Am avut harul să vizităm Țara Sfântă în anul 2006 și ne aflam undeva aproape de drumul spre Emaus și acolo Duhul Domnului m-a cercetat, mi-a dăruit o cântare și doresc să cânt această cântare spre lauda Domnului. Amin. Vise ucise, nădejdi spulberate, mă-ndrept spre Emausul meu. Suflet zdrobit de grea apăsare și drumul mi pare prea greu. Mă-njunge din urmă străinul, tăbătorul de drumuri vrea să aduce amarul de mine și vrea să golească paharul ce ține toată întristarea din inima mea. Străinul cunoaște confuzia în mine și din scriptură îmi spune așa. Cum trebuia să sufere mielul, că numai astfel a fost biruința. La frângerea pâine cunoscă străinul, e Domnul Iisus, este chiar El. Am bucurie și știu că am creat, trăiește e Domnul cu adevărat. O, aleluia, ce minunat! Mă întorc cu nădejde și plin de bucurie să spun tuturora că El este vie. Mi s-a arătat ca unui nevrednic să n-am îndoială, acum eu știu că Domnul e calea, adevăr și viață, am via trăiește și sunt bucuros. Am întâlnire, iertare și viață, am pace în suflet și am siguranță. Sunt o minune prin Domnul Hristos. Sunt o minune prin Domnul Hristos. Amin, amin.